Bună seara și bine v-am regăsit din nou. Ne revedem săptămânal la emisiunea de vineri pentru a face o retrospectivă a evenimentelor produse la nivelul județului Neamț, evenimente pe parte de situații de urgență. Aș vrea să aduc la cunoștința cetățenilor câteva din misiunile desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Neamț în perioada 8 la 15 februarie 2019 și aș începe cu o misiune a detașamentului de pompieri Roman, care s-a desfășurat sâmbătă trecută în jurul orei 22:30 de minute. Am fost solicitat să intervenim la un incendiu produs în localitatea Ion Creangă, un incendiu produs la o locuință particulară. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de pompieri militari cu auto specială de stingere și o ambulanță SMUR de prim ajutor calificat. Forțele ISU Neamț fiind sprijinite și de voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Ion Creangă. Ca urmare a producerii acestui incendiu a ars acoperișul locuinței pe o suprafață de 15 metri pătrați și elemente de mobilier și articole de îmbrăcăminte aflate într-o cameră. Din păcate, am avut și două victime la acest eveniment. Un bărbat a intervenit pentru localizarea și pentru localizarea incendiului înaintea sosirii pompierilor militari și s-a intoxicat cu fum și gaze rezultate în urma arderii materialelor combustibile. Acesta a fost preluat de echipajul SMUR de prim ajutor și transportat la, după acordarea primelor măsuri de prim ajutor, a fost transportat la centrul de primiri urgențe din municipiul Roman. Echipajul de paramedici SMUR a mai acordat primul ajutor și proprietarului, care a suferit un atac de panică, acesta refuzând transportul la unitatea spitalicească. Cauza probabilă de producere a acestui incendiu a fost efectul termic de la un coș de evacuare a fumului neprotejat corespunzător față de materialele combustibile. Aceste coșuri de evacuare a fumului ne-au dat bătăi de cap pe tot parcursul săptămânii, iar în perioada pe care o supunem atenției, în ultima săptămână, am avut mai multe misiuni de stingere a incendiilor produse la coșurile de fum și aș aminti un incendiu produs în Comuna Vânători Neamț, în satul Nemțișor, un alt incendiu în Comuna Doljești, sat Buhonca, în Târgu Neamț, pe strada Crinului, în Gârcina, în satul Cotuvameș din Comuna Horia, și în Comuna Dulcești, satul Cârlig. Și am mai avut un incendiu în Piatra Neamț pe strada Pârâul Doamnei, la un coș de evacuare a fumului de la o centrală termică alimentată cu combustibil solid. Din nou atragem atenția cetățenilor vis-a-vis de aceste instalații de încălzire și pentru a fi curățate și verificate, pentru că de la un incendiu banal produs la un coș de fum se produce și alte pagube mult mai însemnate dacă aceste elemente de evacuare a fumului nu sunt curățate sau, eu știu, bine construite. Aș vrea să amintesc și misiunile echipajelor SMUR desfășurate în ultima săptămână. Nu au fost puține, sunt un număr de 130 de misiuni desfășurate de echipajele SMURD, din care 116 executate de echipajele SMURD de prim ajutor calificat și 14 executate de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă. Pe parcursul săptămânii, misiunile au venit pentru colegii mei permanent. Luni am avut un incendiu la un graj de animale în satul Oniceni. Aici s-au deplasat colegii mei de la punctul de lucru Poenari cu auto specială de stingere și de la detașamentul de pompieri Roman cu încă o auto specială de stingere.
La locul intervenției au fost solicitați și pompierii voluntari de la Comuna Oniceni cu autospeciala din dotare. Au ars aproximativ 60 de metri pătrați din acoperișul acestui adăpost de animale, cauza probabilă fiind jar sau scântei purtate de vânt. Marți am avut în jurul orei 8:40 o solicitare pentru o misiune de deblocare a unei uși de acces într-un apartament în municipiul Roman, strada Anton Pan. Colegii mei de la detașamentul de pompieri Roman au intervenit cu o autospecială complexă de intervenție și o ambulanță SMURD. După pătrunderea în apartament, ei au constatat că în interiorul unei camere se afla un bărbat de aproximativ 74 de ani, căzut în stare de conștiință. A fost preluat de echipajul SMURD și transportat la Spitalul Municipal din Roman. Miercuri am avut o misiune de stingere a un incendiu la un garaj tot din municipiul Roman. Aici au intervenit prompt colegii de la detașamentul de pompieri Roman și datorită intervenției prompte, pagubele nu au fost însemnate, au ars niște materiale combustibile aflate într-un în canalul auto din acel garaj. Cauza producerii acestui incendiu a fost foc deschis în spații închise. Joi am avut o misiune tot la Roman, la un incendiu produs la o locuință particulară. Tot detașamentul de pompieri Roman a fost solicitat la o locuință particulară în satul Ciurea, comuna Puncești. S-au deplasat 3 echipaje de pompieri de la detașamentul de pompieri Roman și de la punctul de lucru Poenari. În urma producerii acestui incendiu au ars bunurile aflate în 2 camere de locuit și acoperișul locuinței pe o suprafață de 40 de metri pătrați. Cauza probabilă de producere a acestui incendiu fiind un scurt circuit la un aparat electric lăsat sub tensiune. De aici tragem concluzia că în această perioadă incendiile sunt cauzate de coșurile de evacuare a fumului și instalațiile electrice improvizate, defecte sau, eu știu, cu alte sau supra-solicitate. Și de aceea cetățenii ar trebui să fie atenți la ce au în gospodării, în locuințe, pentru a nu întâmpina necazuri de, care țin de partea de incendii. Alături de mine îl am pe colegul meu, maiorul Constantin Adrian. El este adjunctul șefului Inspecției de Prevenire, se ocupă de partea de avizare, autorizare de la nivelul inspectoratului, de coordonare a acestei activități și aș vrea să îi dau cuvântul pentru a mai puncta încă o dată, pentru că noi permanent am încercat să explicăm cetățenilor modalitatea de autorizare, de procedura de avizare, autorizare și construcțiile care se supun acestei autorizări. Îi dau cuvântul colegului meu pentru a da mai multe informații pe această temă. Mulțumesc, bună seara! Această activitate de avizare, autorizare a reprezentat un subiect de discuție mai multe emisiuni pe care le-am realizat la televiziune din județul Neamț. Abordarea a fost oarecum diferită, dar am încercat să aducem în discuție concis ce înseamnă această activitate de avizare-autorizare. Încep prin a puncta că orice lucrare de execuție la construcții și amenajări noi sau la de modificarea construcțiilor existente sau de schimbarea destinației unor construcții existente implică obținerea unui aviz sau și respectiv a unei autorizații de securitate la incendiu. Nu pentru toate lucrările de construire sunt necesare emiterea acestor documente.
existând o hotărâre de guvern, numărul 571 din 2016, care reglementează categoriile de construcții ce necesită emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. Nu o să le enumăr pentru că sunt foarte multe. E o hotărâre, un act normativ care poate fi consultat pe internet. Există și un ghid care vă poate ajuta în a afla dacă investiția pe care vreți să o realizați se încadrează la emiterea avizului sau autorizației de securitate la incendiu și poate fi accesat pe site-ul IGSU, igsu.ro, un ghid de avizare-autorizare. Sunt mai multe date care trebuie introduse acolo, date tehnice ale construcției și puteți primi un răspuns preliminar referitor la emiterea acestor documente. Obligația solicitării și obținerea avizului de securitate la incendiu revine după caz ori beneficiarilor, ori investitorilor sau celor care finanțează aceste investiții, ori beneficiarilor investiției. Este strict responsabilitatea lor și implică obținerea unui sau emiterea unui certificat de urbanism în cazul lucrărilor care necesită autorizație de construire sau acest aviz de securitate la incendiu poate fi emis și fără acel certificat de urbanism dacă lucrarea reprezintă o schimbare de destinație în care nu sunt incluse lucrări ce necesită autorizație de construire. Obligativitatea obținerii autorizației de construire se stabilește de către autoritățile publice locale. Avizul de securitate la incendiu este un act care se emite înainte de realizarea unei investiții. Ele reprezintă confirmarea că documentațiile tehnice de proiectare respectă reglementările tehnice referitor la adoptarea unor măsuri de securitate la incendiu. După finalizarea construcției, când are loc recepția la terminalul lucrărilor, se verifică de către comisia de recepție realizarea acestor măsuri. Dacă ele sunt realizate, se admite recepția la terminalul lucrărilor, urmând ca după acest moment să fie solicitată autorizația de securitate la incendiu. Autorizația este un alt act administrativ care se emite de inspectoratele județene pentru situații de urgență și acesta apare după o verificare în teren, în urma depunerii documentației necesare, unei verificări în teren prin care se confirmă dacă aceste măsuri de securitate la incendiu cuprinse în documentațiile tehnice au fost realizate fizic. Ca și procedură, dacă aceste măsuri nu au fost realizate, se întocmește un document în care sunt stipulate toate deficiențele constatate, urmând ca în cel mai scurt timp beneficiarul să le remedieze și colegii mei din compartimentul avizare-autorizare să reverifice în teren aceste aspecte. Aș vrea să supunem atenție și categoriile de construcții care se supun avizării autorizării, pentru că nu toate construcțiile sunt autorizate și avizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Și aici aș ruga pe colegul meu la fel să puncteze un pic și aceste categorii și, eu știu, alte documente care sunt necesare pentru partea asta de avizare.
Da, categoriile, după cum am spus, sunt reglementate prin hotărârea de guvern numărul 571 din 2016. Nu e un act normativ pe care să l-am memorat, nici nu l-am în față. O să enumer câteva categorii mai importante care sunt prinse acolo. Avem construcțiile cu destinația de învățământ, că e un subiect care a fost dezbătut foarte mult, atât la nivelul autorităților publice locale, cât și centrale. Cu aceste construcții, aceste clădiri de învățământ care funcționează, sau cele clădiri de învățământ care funcționează fără autorizație executată la incendiu. La nivelul județului Neamț sunt, ca să spun așa, stăm bine față de alte județe. Avem aproximativ 11 clădiri cu destinația de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Ele sunt în curs de autorizare, au documentații depuse. Multe din lucrările care sunt necesare pentru conformare implică fonduri destul de mari și ele au fost realizate treptat în funcție de cum își gestionează sau sunt gestionate financiar aceste unități. Sprijinul trebuie să vină clar din partea autorităților publice locale, în administrarea cărora se află construcțiile de învățământ. Construcțiile cu destinația de învățământ necesită aviz sau autorizație securitate la incendiu dacă au o suprafață mai mare, o suprafață desfășurată mai mare de 150 de metri pătrați. Alte categorii sunt spațiile de producție sau depozitare, care iarăși e necesar sau trebuie să aibă mai mult de 600 de metri pătrați area desfășurată ca să aibă nevoie de aviz sau autorizație executată la incendiu. Clădiri cu destinație de turism, cazare, cum ar fi pensiuni, hoteluri, cabane. În cazul lor, pentru a fi necesară emiterea celor două documente, celor două acte administrative, trebuie să aibă mai mult de 8 camere sau 16 locuri de cazare. Alte categorii sunt stațiile de distribuție a carburanților. Unitățile sanitare cu paturi staționare, cum ar fi spitalele. Clădirile înalte, clădirile înalte și foarte înalte, clădirile înalte care sunt peste 28 de metri înălțime și foarte înalte, peste 45. La noi în județ sunt doar clădiri înalte care sunt și autorizate. Clădiri de importanță deosebită, clădiri de cult, adică bisericile, exceptând spațiile de cazare ale personalului monahal, aici fiind obligativitatea de obținere a avizului sau autorizației executate la incendiu la o suprafață desfășurată de mai mare de 200 de metri pătrați. Avize și autorizații executate la incendiu se emit și pentru instalații cu rol în securitate la incendiu. Aici vorbim de instalațiile de semnalizare și detecție a incendiilor și instalațiile de stingere. Aceste avize și autorizații se emit în cazul în care avem o construcție care se încadrează în prevederile hotărârii de guvern 571 din 2016,
Nu se fac alte lucrări, dar se dorește dotarea sau îmbunătățirea acestei cerințe de asigurarea securității la incendiu prin dotarea cu o instalație cu rol în securitatea la incendiu. În aceste cazuri se emite avizul și autorizația doar pentru instalații. Ce n-am menționat este actul normativ care reglementează această activitate, acel ordin al Ministrului Afacerilor Interne 129 din 2016, prin care s-au aprobat normele metodologice de avizare și autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă. Această documentație necesară obținerii avizului de securitate la incendiu, după cum bine știți, conține un document, puteți să-i spunem, numit scenariu de securitate la incendiu. Acest scenariu se întocmește de regulă de proiectanții respectivei construcții. Pentru acest scenariu nu este nevoie de o atestare anume sau autorizare a respectivei persoane, ci este întocmită sau trebuie să fie întocmită de un proiectant. Aici fie el arhitect, fie un inginer de construcții sau instalații de construcții. Este documentul în care sunt transpuse toate măsurile de securitate la incendiu prevăzute în actele normative și care trebuie adoptate la realizarea unei construcții noi sau modernizarea sau schimbarea destinației unei construcții existente. Pentru instalațiile speciale, instalațiile, cum am vorbit, cu rol în securitatea la incendiu, dar aici vorbim numai de detecția incendiilor, instalațiile, sistemele de detecție a incendiilor și instalațiile de stingere, cum ar fi instalații de hidranți interiori, exteriori, instalații de stingere cu sprinklere, cu instalațiile de stingere cu gaze inerte și așa mai departe. Pentru proiectarea acestor instalații este nevoie de o autorizare, o autorizare pe care se realizează sau se efectuează de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, o unitate subordonată Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Aceste autorizații se emit doar la nivel central, deci de către această entitate. Toate informațiile pentru cei interesați se regăsesc pe site-ul igsu.ro, acolo fiind afișate și listele cu persoanele fizice sau juridice autorizate să efectueze lucrări în domeniul securității la incendiu, adică în domeniul proiectării acestor instalații. N-am menționat pe lângă instalațiile de stingere și instalațiile speciale de evacuare a fumului și a gazurilor fierbinți, cele generate de incendii, un domeniu care nu era autorizat până în anul 2014, când a fost modificat actul normativ care reglementează metodologia de autorizare în acest sens. Sunt multe de spus, sunt multe de spus în acest domeniu de avizare, autorizare, pentru oamenii de rând care nu cunosc ce implică realizarea unor documentații tehnice sau chiar a beneficiarilor, este mai greu de înțeles unii termeni.
m-am adresat acum nu numai beneficiarilor, cât și proiectanților. Noi am fost sau ne-am exprimat întotdeauna disponibilitatea de a acorda asistență tehnică de specialitate în timpul programului de lucru cu publicul, atât pentru beneficiari, cât și pentru proiectanții care au un lucru lucrări de investiții la construcții care necesită avize și autorizații executate la incendiu. Trebuie să reamintim că programul de lucru al colegilor de la compartimentul de avizare, autorizare este luni, marți, miercuri de la 8:30 la 14. Sediul colegilor mei unde au acest program cu publicul este pe strada Mihail Sadoveanu numărul 16, da, din Piatra Neamț. Și acolo, după cum spunea și colegul meu, orice cetățean care este interesat și are o lucrare în domeniul ăsta și are neclarități, poate să apeleze la colegii mei pentru a primi informații utile pentru a se lămuri în problema pe care o are. În speranța că informațiile transmise sunt utile pentru cetățenii care ne urmăresc, noi mulțumim pentru atenția acordată și urăm o seară și un weekend plăcut tuturor cetățenilor județului Neamț.